se consideră funcția f definită pe r cu valori în r, f de x, nu am mai scris, asta e egal cu e la minus x pătrat pe 2. Și șirul cu termenul general a n egal cu sumă de la k egal cu 0 la n din f de 2 radical din k. Adică este cine? Ia, sumă de la k egal cu 0 la n din f, ce înseamnă f de 2 radical din k? Că în loc de x pui 2 radical din k, deci vine e la minus 2 radical din k la pătrat pe 2, da? Care înseamnă sumă de la k egal cu 0 la n din e la minus 4 pe 2 la minus 2k, da? Bun, sau ca dacă, hai să o mai aranjăm, este sumă pentru k de la 0 la n, știți cum pot să scriu? Să scriu așa, e la minus 2 sau dacă vreți 1 pe e pătrat, totul la puterea k, nu? Că e 1 pe e la 2k, că ăsta era 1 pe e la 2k. Ori, acum atenție ce se întâmplă. Asta ce este? Păi vine la 0, 1 plus 1 pe e pătrat plus 1 pe e pătrat la a doua plus până la 1 pe e pătrat la n. Ce e asta? O progresie geometrică. Cât este suma primilor câți termeni? De la puterea 1 până la n am n termeni și cu primul n plus 1. Primul termen 1 ori 1 minus rația, sau dacă vrea să rația minus 1, e același lucru, la puterea numărul de termen supra 1 minus rația, da? Sau dacă vreți, puteți să puneți rația la n plus 1 minus 1 până la rația minus 1, amplificare cu minus 1, da? A, și ce încere? Limita acestui șir, ăsta e n. Pe unde se duce? Cum 1 pe e pătrat e mai mic ca 1, de ce? Că e mai mare ca 2, e pătrat e mai mare ca 4, deci 1 pe e pătrat e mai mic ca 1 pe 4. Un număr mai mic ca 1 la infinit se duce la 0. Deci limita noastră este cât? 1 pe 1 minus e pătrat. S-au dus la același numitor aici cu e pătrat, e pătrat supra e pătrat minus 1. Și cu asta am terminat problema. E pătrat pe e pătrat minus 1, ia uitați, D-ul.